O femeie de 54 de ani din localitatea Flămânzi și-a pierdut viața într-un incendiu care i-a cuprins casa. Tragedia s-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi 29-30 martie. Un trecător a observat flăcările și a sunat după ajutor. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul punctului de lucru flămâns cu o auto specială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de la serviciul județean de ambulanță Botoșani. Pompierii au constatat că ardea întreaga locuință, tavanul și acoperișul fiind prăbușite în interior, dar și o parte din acoperișul unei clădiri din gospodărie. Întrucât existau informații că proprietara nu a reușit să iasă din casă, pompierii au acționat concomitent cu acțiunea de stingere pentru căutarea acestei. Din nefericire, femeia a fost găsită decedată în interiorul casei. Cel mai probabil, incendiul a fost generat de jarul căzut din sobă pe materiale combustibile. Pompierii au intervenit și pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Botoșoneană Horlăceni. Locuința a luat foc în după amiaza zilei de miercuri, după ce mai multe materiale combustibile de pe lângă soba încinsă sau au aprins. Când s-a produs incendiul, proprietarul nu era acasă. Vecinii au observat flăcările și au sunat la numărul de urgență 112. Două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Dorohoi cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă au intervenit mai bine de două ore pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor. Pompierii recomandă cetățenilor să fie vigilenți, să nu așeze materiale combustibile în apropierea sobelor și să nu lase focul nesupravegheat.